noapte, da. Ai câștigat? Ne-am întâlnit în emisiune în momentul în care câștigasei la Iași și acum ai câștigat la Curtea Supremă. Ce sentiment ai după această victorie? Din punctul meu de vedere, cred că acest recurs trebuia să fie inadmisibil. Cu toate astea, mi-am dorit să se judece pentru a stabili încă o dată că parchetul a greșit. Bun. Cu toate astea, decizia Curții Supreme este foarte clară și în ciuda faptului că tu ți-ai fi dorit un fel rejudecarea, Curtea Supremă consideră că nu mai este cazul. Lucrurile sunt clare, consideră Curtea Supremă, după ce acest lucru a fost consimțit și de Curtea de Apel din Iași. Ceri 1 milion de euro statului român, corect? Da. Bun, n-am niciun fel de dubiu că îi vei câștiga. Singura mea întrebare, de ce ai cerut doar 1 milion pentru cei 3 ani și jumătate? Pentru că plătim tot noi, contribuabilii și... A, tu cumva te-ai gândit ca să ai obraz față de poporul român să nu le iei mai mulți bani lor, nu? Da. Incredibil. 15 ani te-ai bătut pentru dreptatea ta, 15 ani ți-a luat ca să se întâmple. Când a început tot coșmarul? Câți ani aveai atunci pentru cei care nu mai țin minte din interviul pe care mi l-ai acordat? 22 de ani. De la 22 de ani, omul se bate, 15 ani. E nevinovat. Doamne, înțelegeți dumneavoastră, probabil că vă vine să zbierați cum îmi vine și mie. Ce țară e asta, domnule? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca să ai cazuri de felul acesta și nu este unul singur? Domne, și nu există o răspundere pentru cei care fac lucrurile astea. Asta nu se poate întâmpla decât în țara în care abuzul este de fapt ține loc de Constituție. În care dumnezeii țin loc de magistrați acolo unde este cazul, că nu sunt toți la fel. Petrică Manolache, un succes să câștigi, să încercăm în felul acesta să-ți reparăm noi, poporul român, greșeala unora care au considerat că este mai ușor decât să caute vinovații, să te bage pe tine la închisoare. Mulțumesc mult că ai intrat în această seară. Un succes! Mulțumesc mult! Seară bună! La revedere!